Procurorii au finalizat ancheta după mai bine de 2 ani în dosarul cunoscut sub numele Idail. Astfel, 7 primari din Gorj și Dolj au fost trimiși în judecată după ce în decembrie 2015 au avut loc descinderi și rețineri în cele două județe. Primarii sunt acuzați că au primit în total 400.000 de lei șpăgi pentru a acorda în mod preferențial contracte firmei de construcții din Turceni. Acuzațiile la adresa lui Constantin Podaru, fost administrator public la Rovinari, au fost clasate. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a întocmit rechizitorul în acest caz după aproximativ 3 ani de zile de cercetări. Au fost trimiși în judecată Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești, Florinel Țuilă, primarul comunei Cătunele, Mihai Calotă, primarul localității Urdari, Adrian Mangu, edilul comunei Bărbătești, Ilie Petroi, primarul din Aninoasa și Ion Gruescu, fost primar la Negomir, dar și Ana Ceană, primărița comunei Melinești din județul Dolj. În fața instanței de judecată a fost trimis și Doru Ștefan Șandru, împuternicit la firma de construcții Idail Construct SRL din Turceni.